În anul 2014, aproximativ 55 de miliarde de lei vechi au fost distribuite către cei 16 furnizori de servicii medicale din județul Olt. Cu toate acestea, fondurile alocate de stat sunt insuficiente. Pentru a remedia această problemă, reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Olt au solicitat rectificări bugetare. Este o problemă pe care o avem în fiecare an, e o problemă pe care am încercat să o rezolvăm așa cum am știut mai bine. Drept urmare, aceste fonduri la nivelul județului Olt în ultimii ani au cunoscut o creștere destul de mare, o creștere semnificativă. Vă pot spune că există la acest moment un buget pentru anul 2014 pe credite de angajament de aproximativ 55 de miliarde de lei vechi, care au fost distribuite către cei 16 furnizori de servicii medicale pe această disciplină. Sunt acele greutăți inerente pentru că niciodată n-au ajuns fondurile de la început până la sfârșitul lunii, dar noi sperăm să facem și am făcut-o posibilul și prin rectificări bugetare și prin alocarea de fonduri, astfel încât aceste fonduri să fie împărțite pentru a putea să răspundă nevoii un număr cât mai mare de persoane. Până când această problemă va fi rezolvată, oltenii vor trebui să îndure statul la coadă și speranța unei programări la o dată apropiată. Cei cu posibilități financiare pot opta pentru efectuarea analizelor medicale contra cost.